Abandonul de deșeuri rămâne o problemă de actualitate, iar polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului acționează permanent pentru descurajarea acestui fenomen. Deși sancțiunile sunt semnificative, în special acolo unde este vorba despre depozitare pe domeniul public de cantități semnificative de deșeuri, dar și pentru cei care le predau unor operatori neautorizați, există persoane care încalcă legislația în vigoare. În ultimele săptămâni, 16 persoane care au abandonat deșeuri au fost sancționate cu amenzi de 89.000 de lei. În cazurile în care cantitățile de resturi nu sunt foarte mari, sancțiunile sunt între 500 și 1000 de lei pentru persoanele fizice și ajungând până la 2500 de lei pentru persoanele juridice. Există însă și situații în care unii cetățeni sau firme abandonează obiecte de dimensiuni mari sau cantități mari de deșeuri, creând astfel rampe clandestine în diverse zone din oraș. În aceste cazuri, amenzile sunt cu mult mai mari. Spre exemplu, polițiștii locali au identificat o persoană care a predat o canapea uzată unui operator neautorizat, mai exact unei persoane fizice, care a abandonat-o ulterior pe strada Vasile Lucaciu, în zona Popa Șapcă. În ambele situații s-a luat măsura sancționării contravenționale, persoana care a predat deșeurile fiind amendată cu 15.000 de lei, iar cel care le-a abandonat cu 30.000 de lei. Abandonul de deșeuri pe domeniul public, precum și predarea resturilor către operatori neautorizați, se sancționează drastic. În acest sens, Direcția Generală a Poliției Locale Timișoara, cu sprijinul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Timiș, a demarat o campanie de conștientizare prin aplicarea de stickere în zonele de blocuri, prin care cetățenii sunt informați cu privire la faptul că resturile aruncate în alte locuri decât cele special amenajate nu este permisă, informându-i totodată și despre modalitatea de a sesiza poliția locală în cazul în care observă astfel de nereguli. De altfel, în foarte multe situații, cetățenii sprijină acțiunile polițiștilor locali de identificare a celor care nu respectă legea.